Pentru acest an, pe lista beneficiarilor de ajutoare alimentare au fost introduse și persoanele care primesc alocații pentru sprijinirea familiei, numărul total al beneficiarilor fiind astfel mai mare cu 700.000 de persoane față de anul trecut. Ajutoarele vor putea fi ridicate după data de 16 noiembrie de la centrele desemnate de primării pe baza cuponului nominal și a buletinului de identitate, a anunțat ministrul Muncii, Rovana Plumb, la guvern. Cuponul pentru ridicarea alimentelor, care va fi transmis începând cu 22 octombrie, reprezintă tot o noutate introdusă în acest an, pe acesta fiind indicate toate cantitățile din produsele care vor fi distribuite de către cei 3,3 milioane de beneficiari, a arătat ministrul. Premierul Victor Ponta a precizat că aceste cupoane nu vor fi duse la beneficiari de către autoritățile locale pentru a nu se interpreta greșit în perioada campaniei electorale, ci prin intermediul poștei, operațiune prin care societatea, în opinia premierului, se poate relansa.